Seara aceasta a fost încărcată cu multă emoție. Aș vrea să-mi îngăduiți, înainte ca fratele Pavel să cânte o cântare, să vă citesc două mesaje care vin din partea unor frați care le-au transmis. Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Arad, iubită familie îndoliată, împreună cu slujitorii din Comunitatea Baptiste Arad, conștienți că avem ca Domn pe Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, vă suntem alături în rugăciune cerând din partea Domnului mângâiere cerească, protecție divină și purtarea de grijă a celui suveran. Fratele rector Vasile Talpoș a plecat la răsplata pe care o va primi din partea Domnului pe care l-a slujit. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. 2 Timotei 4, 7 și 8. Mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea cu credincioșie, pasiune și dăruirea fratelui Vasile Talpoș în lucrarea Domnului, în formarea de slujitori pentru lucrare și de asemenea pentru mărturia Dumnealui. În clipe ca acestea, când din pricina vremurilor suntem siliți să fim la distanță, promisiunile prezenței divine sunt mai dragi și mai pline de semnificații ca oricând. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un adăpost care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 41:6. Alături de această promisiune, de nădejdea revederii în viața veșnică ne face să nu privim doar înspre trecut, la amintirile frumoase, ci să și anticipăm bucuria întâlnirii cu Domnul și cu cei dragi în slavă. Căci însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Vă îmbrățișem cu drag și vă încredințăm în brațul tare a Tatălui Ceresc, cu prețuire frățească numele colegilor noștri, președintele comunității Sorin Ignat și secretar Pavel Gag. Al doilea mesaj vine din partea comunității creștine baptiste Sibiu. Iubită familie îndoliată, stimați profesori de la Institutul Teologic Baptist București și dragi frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru slujitorul său destoinic, fratele Vasile Talpoș. L-a slujit pe Dumnezeu lui cu credincioșie în diferite responsabilități încredințate de frați de-a lungul anilor și ca rezultat a avut un mare impact pentru mișcarea baptistă din România. Institutul Teologic Baptist din București, bisericile baptiste, păstorii și studenții din țară și din diaspora suntem toți beneficiarii direcți sau indirect sau unei vieți trăite pentru slava lui Dumnezeu. Impactul slujirii Dumnealui va putea fi contabilizat și răsplătit doar de cel care poate să facă Mântuitorul lui în slava cerească. Mă rog ca Dumnezeu să mângâie pe cei ce sunt acum întristați cu nădejdea vie a revenirii în acea zi în slavă. Suntem încrezători că fratele Talpoș a fost întâmpinat cu bucurie de Mântuitorul și a auzit din partea lui cuvintele meritate, bine meritate, bine rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Fie ca noi toți să urmăm exemplul dumnealui și de dedicare și credincioșie. Vă încredințez în mâinile pline de îndurare ale Domnului nostru Iisus Hristos, pacea Lui, care întrece orice pricepere să vă umple inimile. Președintele Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Sibiu, pastor Corin Mihailă. Ascultăm cântarea și apoi voi încheia cu câteva gânduri foarte succinte.